găsit, dragi prieteni, sunteți la AS.ro Live. Astăzi este o zi frumoasă în istoria fotbalului nostru și nu numai în istoria fotbalului nostru, în istoria sportului nostru în general. S-a născut în 22 martie 1937, deși pare greu de crezut că astăzi adună 84 de primăveri, pentru că noi îl știm, vorba poetului, veșnic tânăr și ferice, pe Naim Yeney, așadar Emeric Yeney, lordul fotbalului românesc. Aici nu mai e vorba de limbaj de lemn, chiar asta este și asta reprezintă dumnealui în sportul nostru, cel puțin de vreo 70 de ani încoace. 84 de primăveri, Emeric Yeney. L-am adus printre noi pe cunoscutul și reputatul epigramist Silviu și mai cum Corneanu, nu? Colegul nostru de la Antena Sport, cu care vom dialoga astăzi. De asemenea, o să intrăm în legătură directă cu Naim, încercăm să-i facem așa o semi-surpriză, pentru că am mai vorbit cu dumnealui, să vedem ce face și cum se simte la 84 de ani. Și apoi urmează o surpriză pentru Naim, pentru că vom dialoga de la mare distanță, tocmai din Spania, cu unul dintre elevii lui, pe care l-a antrenat atât la Steaua, cât și la echipa națională. Bună dimineața! Te salut, Cătălin, dar înainte să începem... Înainte să începem, voiam să te întreb dacă mai ai BMW. Dacă mai am BMW, este o glumă a noastră, de noi ne mai salutăm, ne întrebăm dacă... Zine tu ce făceai în 86. În 86 eram un prichindel de 4 ani, mergeam cu tata de mână prin oraș, prin Părculeț. Lasă astea, mă, că e vorba de sport. Deci te-ai uitat la meci? Nu te-ai uitat, la 4 ani? M-am uitat după. M-am uitat după. Dar sunt tare curios să aflăm de la Naim ce le-a spus jucătorilor în vestiar înainte de partidă. Corect. Am pregătit, nu e mare lucru, am spus așa să coborâm în, nu în negura timpului, că la Naim nu e cazul, în istorie și să ajungem undeva pe vremea când dumnealui avea undeva la 14-15 primăveri și am luat-o așa gradat până am ajuns în zilele noastre. Am pregătit un mic material pentru ziua lui Naim. Haideți să-l vedem. În 1951, la 14 ani, era aproape de debutul la UTA. Nu-i tremurau bețele, dar se dezbrăca alături de Farmati, de Serfeză, de Birău sau de Coco Dumitrescu. 10 ani mai târziu purta deja tricoul Stelei. La 24 de ani prinsese și CCA-ul cu monumentele. Totoșu, Onisie, Boneț, Opică Voinescu, al de frații Zavoda, Savu Parașută sau Sfinxul Alexandrescu. Se legase cu Vasilica Tastaman. Ca să ai texte cu o actriță de la Teatrul de Comedie, trebuia să treci pe la Teatrul de Comedie. La 34 de ani vine și titlul, primul după 8 ani. Eventul neatins din 1952 a tras lângă el un terist pletos, cum se purta atunci. Nea tititeașcă, nu te halea, dar eu, copile, cred în tine. Sunt sigur că vei face istorie. Astăzi, la 4 decenii, băiatul de atunci se ferește să îi spună Naim, preferă domnul Yeney. A, și scuze, pe pletos îl chema Stoica, Tudorel Stoica. Am ajuns în 1981. 44 de ani se făcură când porni la construcția Stelei Mari. Helmi Moțăței, colonelul Căprioara, Balamuc Pele, Duzinarul, Nutria, Loțibaci, Lăcă și Piții. Așa i-a desenat. Unii mai jucau și noaptea. Îi trimitea la saună și masaj, nu la carceră. Era bun, era om, era tată, era pâine caldă. Nu ridica glasul. Zicea doar atât. Să trecem peste ei ca tancurile sovietice. Da, extrem de motivant, veți spune. Dar Steaua avea 2-0 din tunel. 54 de ani i-a făcut după ce a calificat România la primul campionat mondial în ultimii 20 de ani. A revenit la Steaua. Urma primei iubiri nu se uită niciodată. Vremurile se schimbaseră și oamenii. Nu-i plăcea să fie cerber, să verifice. Mergea pe tact, pe bun simț. Îi zicea secundului, Tudorele, vezi ca totul să fie ok. Nu număra șprițurile și nici mucurile de țigară. La 64 de ani respirase din nou aerul Andalusiei. Steaua ținea meci la Sevilla, de astă dată cu Betis. Olăroiu, uns cu toate alifiile, avea nevoie de un discurs motivațional. L-a rugat pe el. Și-a odihnit raglanul pe un scaun, și-a tres nodul de la cravată, s-a uitat la Batista parcată la rever, și-a trecut mâna prin păr și-a coborât în vestiarul Vila Marinului. Toți antrenorii de pe această lume vă cer să muriți pe teren. Eu vă spun doar atât. Trăiți acest joc. Succes, domnilor! 3-0. Sec! 74 de ani îl găsesc retras departe de mocirlă. Tipul pe care nimeni niciodată nu l-a văzut iritat, omul ce pentru 2 zile de deplasare pleacă pe umerașe cu 4 costume, a jucat peste 10% din cele 2000 de partide ale Stelei. Lui Imi nu i-a păsat dacă în caseta tehnică a apărut Emeric Yeney sau Emeric Yeney.
astăzi face 84 de ani. La Steaua a fost coechipier, frate, antrenor, tată și bunic. Întotdeauna un lord, cu cravata asortată la batista reverului. Naimi, la mulți ani și o mare reverență din partea tuturor celor care te iubesc. Da, într-adevăr, emoționant materialul. Naimi Richenei, la 84 de ani, îl avem alături de noi prin telefon. Domnule Enei, la mulți ani, ce faceți? Cum sunteți? Dar nu e nimic, mă bucur. Și vă spun sincer că felicit pe jucători, foștii mei jucători, care într-adevăr au fost niște jucători adevărați. Bună dimineața și la mulți ani, Cătălin Oprișan. Sunt, în primul rând, ce faceți cu sănătatea? Știm că au fost unele probleme, dar dumneavoastră treceți peste tot. Da, uite că acum apar că sunt mai bine, pentru că am, mă rog, niște dureri la ambele picioare, știi? Dar acum mă simt mai bine, parcă. Vreau să vă întreb, pentru că am auzit și în acest material, dumneavoastră ați fost vreodată supărat, ați ridicat vreodată glasul? Întreb extrem de serios. Supărat? Ce înseamnă supărat până la urmă? Nu m-am făcut supărat. Am avut numai lucruri, în primul rând că și jucătorii mei au fost niște jucători de mare, mare valoare psihică și tehnico-tactică, bineînțeles. Iar eu am încercat să reușesc încât să am o convorbire cu ei absolut prietenească. Naimi, iată că ați ajuns la 84 de ani. Dacă e să dăm puțin timpul înapoi, vă mai aduceți aminte prima dată când ați intrat în vestiarul celor de la Steaua? Păi, acum vreau să vă spun că am intrat eu prima dată ca jucător, iar după aceea, sigur, ca antrenor. Și ca antrenor vă spun că am avut o contribuție împreună cu jucătorii foarte, foarte bună. Spuneți-ne, vă rugăm, în perioada de aur a CCA-ului pe care dumneavoastră ați prins-o, că ați fost un lian și între echipa de aur și între cea care urma. Vă mai aduceți aminte pe cine aveați cu echipieri? Adică când atunci, în primele zile, când ați intrat în vestiar, pentru că e vorba despre niște monumente ale fotbalului, nu-i frații Zavoda, Țopică Voinescu, Sfinxul Alexandrescu și așa mai departe. Vă mai aduceți aminte? Da. Dacă mi-ai spus numele acestor jucători, înseamnă că eu nu mai trebuie să spun. Da, dar dumneavoastră ați conviețuit cu dumnealor în vestiar, ca să zic așa. Da, așa este, așa este. Și spun că același lucru am făcut ca și cu echipa întâia, încât, în primul rând, era mai în vârstă decât mine și a trebuit să fiu, mă rog, mai... nu atât de vârstnic. Eram foarte tânăr pe timpul acela, iar acum sunt un fost antrenor, fost jucător mai în vârstă. Naimi, spuneți-ne, vă rog, în afară de finala, bănuiesc că este unul dintre cele mai importante meciuri din cariera, finala câștigată în 86. Spune-mi, te rog, mai tare puțin, că nu aud. Spuneți-ne, vă rog, care ar fi cel mai important meci pentru dumneavoastră? Uite, Victor Pițurcă ne spunea acum ceva timp că meciul cu Anderlecht ar fi cel mai important pentru el și pentru istoria Stelei. Dumneavoastră ce părere aveți? Care ar fi? Eu spun că pentru mine, sigur că finala Cupei Campionilor a fost. Iar cu Anderlecht a fost un joc foarte bun, unde noi am reușit ca să continuăm acel joc bun pe care noi l-am avut și cu care noi am avut, mă rog, niște rezultate bune. Stai, nu închide! Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!